Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru... S-aude? Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru faptul că sunt aici și pot să vorbesc. Pentru început vreau să vorbesc despre interviul cu Dumnezeu de Octavian Paler. Octavian Paler este printre puținii oameni care au avut șansa să aibă un interviu cu Dumnezeu. Bineînțeles că e un interviu fictiv și nu este real, dar interesant e faptul că întrebările și răspunsurile sunt foarte, foarte frumoase, extraordinare. Interviul începe cu o întrebare adresată lui Dumnezeu. Ce te surprinde cel mai mult la oameni? După un timp de răgaz, bineînțeles, Dumnezeu îl răspunde. Și primul răspuns pe care Dumnezeu îl dă este acesta. Faptul că se plictisesc de copilărie și se grăbesc să crească, iar când au crescut, își doresc să fie copii iarăși. Vreau să mărturisesc că așa a fost și cazul meu. Când eram mic, îmi doream foarte mult să devin mare și printre sutele de motive care le justificam eu că ar fi corecte să crezi mare, era faptul că eram mic de statură. Și totdeauna mă uitam la oameni, mamă, ce mari sunt, știi? Și îmi doream și eu să devin la fel ca ei. Bineînțeles că ăsta e doar un aspect. Ulterior am învățat că a crește, a fi matur, înseamnă să ai responsabilități, implică alte lucruri și copilăria a fost un privilegiu. Un privilegiu pe care, spun eu, îl aș mai dori și poate mulți dintre ei. O altă întrebare care îl frapează pe Dumnezeu, adică un lucru la care îl frapează la oameni, e faptul că își pierd sănătatea alergând după bani, dar apoi își pierd bani alergând după sănătate. Sunt o grămadă de cazuri de astfel de gen în care oamenii își pierd sănătate. De exemplu, ajungi pentru un statut social cât mai bun în viață, ajungi la o anumită vârstă mai matură sau mai timpurie să-ți pierzi sănătatea atât fizică cât și psihică. Altceva ce îl surprinde pe Dumnezeu la noi e faptul că ne gândim cu teamă la viitor și uităm prezent. Astfel, trăim într-un trecut de busolant. Să începem să trăim în prezent sau măcar să nu ne gândim la viitor cu frică. Pentru că, până la urmă, viața noastră e o sinusoidală. Urcă, coboară, întotdeauna avem și lucruri bune și lucruri rele. Dar un alt lucru ce îl surprinde pe Dumnezeu e faptul că sunt oameni care trăiesc ca și cum ar muri și mor ca și cum ar fi trăit. Ar fi bine să începem să trăim de astăzi pentru a ne fi bine viitor. După această întrebare adresată lui Dumnezeu, autorul mai spune o întrebare. Totuși, ce sfaturi ar putea să ne dea Dumnezeu nouă oamenilor? Iar Dumnezeu răspunde asta. Ne dă câteva lecții de viață. Ne spune că într-o fracțiune de secundă poți să rănești un om, poți să le rănești sentimentele, inima, iar apoi durează ani, chiar zeci de ani, până inima se vinde. Faptul că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Pentru că dacă ai cât mai multe și cineva îți ia lucrurile alea, devii vulnerabil, devii singur, devii stingher. Dumnezeu ne mai dă un sfat. Sunt oameni care nu știu să-și exprime iubirea. Sigur că poate acel om te iubește cel mai mult. De exemplu, la mine, în fața propriului, ne salutăm, adică nu zici bună ce faci sau salut o zi bună. Te înjură. E o expresie, însă știm că vine de la un prieten și o spune cu zâmbetul pe buze. Îți zice parcă el vrea să zică te iubesc, dar te înjură. E o asociație constrângătoare. Și încă lucrul ce ne spune Dumnezeu e că vedem lucrurile diferit. Poate cineva mă vede încrezător, poate el mă vede neîncrezător, însă pentru a avea o imagine de ansamblu asupra întregului, trebuie să vedem din diferite perspective. Iar în final, cel mai important lucru care îl spune, care îl zice Dumnezeu pentru oameni, cel mai important sfat e acela ca atunci când, ca să ai puterea să ierți pe cineva, trebuie întâi să te ierți pe tine. E un lucru foarte greu de făcut.
Iar a încerca să te ierți pe tine însuți e foarte greu și eu încă încerc să fac acest lucru. Iar în final, autorul mai pune o întrebare lui Dumnezeu. Totuși, ar mai fi ceva pe care oamenii ar trebui să știe? Iar el se uită la autor și spune, da, faptul că sunt aici cu voi pentru totdeauna. Vă mulțumesc.